Bine v-am regăsit! Cursul acesta va fi ultimul curs, să fie foarte scurt din păcate pentru că începem un alt live mai târziu pentru altcineva. Ideea este următoarea. O să vorbim o dată despre, vreau să vă arăt niște lucruri legate de lumină și de ceva ce n-am făcut la portret, să adăugăm să facem acum. Și să vorbim de două tehnici, poate trei de fotografiere mai speciale. Să începem. Deci, avem o lumină, lumina asta și avem un model aici, modelul prezent. Da? Ce stiluri de iluminare cunoaștem? În principiu, avem iluminarea frontală, care este cea mai plăcută ca să vedem mai bine, o să sting luminile acum. O secundă. O să sting odată luminile acestea și luminile acestea. S-a făcut bezna. Deci, avem odată iluminarea frontală. Așa, o să întorc mai spre voi acest domn elegant. Da? Deci, aceasta este lumina cea mai plată. Da? Dacă vine chiar din dreptul aparatului, adică de la același nivel cu aparatul, atunci este foarte, foarte plată. Dacă vine mai de sus arată mai bine, după cum observați Apar niște umbre în partea de jos a buzei și la nas da? Genul ăsta de lumină se numește Paramount Paramount Lighting și este o lumină foarte ok, foarte plăcută mai ales la fete Arată foarte bine Și în principiu cu cât e mai mare sursa cu atât Se văd mai puțin imperfecțiunile feței Cam același lucru se întâmplă când dați cu blițul În spate În tavan da? Bun în momentul în care mutăm lumina din stânga în dreapta ce observăm? Observăm că apar această umbră de aici, apare o umbră de la nas da? Deci când suntem fix pe direcția nasului nu avem nicio umbră stânga-dreapta Când ne începem să ne deplasăm o parte a nasului începe să aibă o mică umbră Aici aș putea chiar să am acest pointer ca să arătăm cu el da? Deci se vede această umbră care apare aici Genul ăsta de iluminare se numește loop light Deci deja de când apare umbra pe nas da? Lumina, să nu uităm, trebuie să fie nu la nivel Ci mai sus un pic Deci dacă avem lumina la același nivel Umbra arată destul de ciudat Dacă o vedeți aici arată ca... E trebuie să fie mai sus ca să vină în jos umbra Ca să vă arăt mai bine O să folosesc o altă lumină Pentru puțin timp Și anume aceasta Că asta e un pic mai punctiformă da? Deci se observă umbrele în momentul în care ridic lumina mai sus, deci este din față dar mai sus Sunt aceste umbre de sub nas În momentul în care mă duc în jurul subiectului apare această umbră da? Dacă sunt la nivelul nasului doar se întunecă nasul da? deci, Atâta timp cât nu apare umbra încă arată bine poza da? Bun. Lumina aceasta din lateral, aceasta loop light este ok și la fete și la băieți în principiu ea este mai ok la băieți. Da? Și cu cât te duci mai în dreapta, se mărește umbra, umbra asta de aici, și la un moment dat ea se unește cu umbra obrazului. Se formează acest triunghi. genul acesta de iluminare este Rembrandt, Rembrandt Light. Da? Și ca să se întâmple, trebuie lumina să fie mai sus. Dacă lumina e pe orizontal, așa va arăta urât încă o dată. Așa să fie un pic mai sus. Genul ăsta de lumină e foarte bărbătească, iar și arată foarte ok, arată foarte bine pentru, pentru tip, da? Bun, acum ce trebuie să știm? Odată, că lumina din față cu sursă mică e urâtă, da? Dar nu arată nici imperfecțiunile pielii. Pie deci dacă ai sursă mică e urât. Dacă sursa e mai mare și e și un pic mai de sus, arată mult mai bine. Și subiectul e arată mult mai frumos. Pentru fete, foarte, foarte frumoasă lumina asta. Se mai numește Paramount Lighting, se, se folosea la TV foarte mult pe vremuri, da? Deci trebuie să avem umbra asta sub gât, asta e important. Să avem umbra sub gât ca să definească bărbia foarte bine. Ne ducem spre lateral, Loop Light se unește cu uh, cealaltă umbră de pe partea cealaltă a feței. Avem acest Rembrandt Light, da? Bun. Uh, ne ducem pe lateral ce se întâmplă când ne ducem în lateral? Avem lumină pe jumătate de față și eventual un pic pe ochi. Depinde de om, depinde de conformația feței, da? Genul ăsta de lumină e lumină bărbătească, e mai dură, mai așa, mai interesantă, să zicem. Ce ar mai fi de zis aici? Merge și la fete dacă au fața mai mare, mai lată. Dacă au fața lată, genul ăsta de fotografie, de iluminare, le micșorează fața. Bun. Ce mai avem? Avem lumina asta de jos, gen de foc de tabără, este destul de urâtă, acest horror light sau cum se numește ea, da? Și avem luminile de efecte, gen rim light, pe marginea, marginea corpului, da? De asemenea, dacă fotografiem, dacă luminăm subiect, fundalul mai mult decât subiectul, avem siluetă. Deci, subiectul nu este luminat, se vede negru, și se vede fundalul, și avem silueta subiectului. Aici, de obicei, e important ca subiectul să fie profil, dacă nu ne cade domnul subiect, da? Ca să se vadă mai bine definit pe. pe background. Se vede? Se vede, da? Bun. De asemenea, dacă el e profil, de exemplu, o să pun subiectul, uite, aici o să-l pun, op, așa. Așa. El va. subiectul arată foarte ok iluminat cu această lumină Paramount Light, această Butterfly Light da? de, de, sus. Nu știu, îl vedeți bine acolo? Cum arată? Așa. Că se văd umbrele, se vede acest S, mă rog, la bărbați nu este S, la fete se vede un S pe obraz, da? Bun, și de asemenea e foarte interesantă lumina care vine de aici, din spate. Nu știu cum se vede, este un fel de lumină de contur care arată foarte, foarte bine, da? De genul ăsta. Iar în momentul în care aveți lumina chiar în spate, nu știu cât mai vedeți în momentul ăsta ceva. Nu cred că se... Cum se vede acum? În momentul în care se ajunge la obiectiv, se vede un flare, se vede extrem de... Deci trebuie să aveți grijă, ori să aveți lumina de tot în spatele subiectului și dată la maxim, ori dacă se nu ajungă la cameră foarte mult, că face flare acesta foarte, foarte puternic. Bun. Ce ar mai fi de zis aici? Ar mai fi de zis mai multe lucruri. Și anume, odată. Dacă noi avem acest Rembrandt Lighting, așa, deci avem acest triunghi pe față, da? Și noi fotografiem din partea asta, da? o secundă, op, tai să și văd ce fac eu aici, așa. Așa cred că este. Unde este acum? Camera e la, la Ruslan? Ăsta e short la Ruslan? Că nu-mi dau seama din direcția asta să dau așa. așa? Deci asta ar fi short light. Deci este, iluminăm, deci noi fotografiem din partea neiluminată, să zicem. Da? Deci eu luminez pe partea aceasta, pe partea stângă a subiectului, iar camera este pe partea dreaptă a subiectului. Da? Și atunci fața arată mult mai mică. Genul ăsta de, de, deci când fotografiezi Rembrandt, mai ales la fete, e bine să faci fotografia de pe partea cealaltă a luminii. Dacă mutăm lumina aici, Genul ăsta este, deci genul de iluminare se numește broad light. De ce? Pentru că facem fotografia de pe partea iluminată a subiectului și atunci fața va părea mai mare. Da? Dacă avem o persoană cu față mică, cu față foarte suțuguiată și mică, va fi foarte interesant să-i mărim un pic fața cu genul acesta de lumină. Da? Bun. Acum, ce e important de, de înțeles? Eu, de exemplu, am lumină din asta plată. Da? Bun. Dar eu pot subiectul, când am lumină plată, din fața subiectului, să-l fotografiez 360 de grade. Da? Adică am lumină plată și fotografiez subiectul. La rozdanie camera principală, da? Din față, așa. Am lumină plată și fotografiez subiectul din lateral. Am lumină plată și fotografiez subiectul. Oarecum e mâna asta care ne cam încurcă. Am putea de aici să facem. Așa. Da? Și subiectul va arăta diferit, adică una este iluminarea pe față, și alta este direcția camerei față de subiect. De exemplu, avem uh, iluminarea aceasta Rembrandt, da? cu triunghiul. Acum voi vedeți din față subiectul. Ok. Dacă întoarcem subiectul așa, va fi short light. Dacă întoarcem subiectul așa, vom avea broad light. Dacă întoarcem subiectul așa, vom avea un rim light. Da? Deci contează foarte mult lumina față de față și camera față de subiectul luminat. Da? Sau dacă vreți, lumina față de cameră. Că în momentul în care mișcăm lumina cu tot cu camera, se modifică unghiul între lumină și cameră. Da? Bun. Așa, hai să întoarcem din nou subiectul nostru, să mai discutăm un pic de niște scheme de iluminare. Da? În principiu, când avem o lumină dintr-o parte, să zicem așa, acest short light, e bine de obicei din partea cealaltă să avem o lumină de contur. Se vede sau nu se vede? Fără lumina de contur, cu lumina de contur. Să-i dăm pălăria jos? Nu. Bine. Da? De asemenea, de exemplu, un alt gen de fotografie este uh, clam light. Ce înseamnă asta? O lumină de sus, o lumină de jos. Exact ca, la, ca o scoică. De acolo vine numele, da? Așa, de genul ăsta. Problema acum este că lumina de jos e prea puternică și trebuie să o dăm noi mai încet de aici, de la. Așa. Deci genul ăsta de lumină e foarte interesantă și e foarte umple foarte bine fața. Ideea este că, în principiu, la genul ăsta de lumină, lumina de sus trebuie să fie mai puternică decât cea de jos. Pentru că dacă este invers, adică lumina de jos este mai puternică, cum am dat mai tare lumina de sus, nu știu cum aveți voi expunerea acolo. Da? Cam ars. Dă mai încet un pic. Poți să mai închizi sau dacă nu mai închizi? Nu, nu mai închide. Bine, lasă, hai că am eu grijă să schimb eu aici. Tai că mai schimb eu ăsta de aici, mai schimb și pe ăsta, l-am dat mai încet. Dau eu ăsta mai încet, ok. Deci, am avea așa. Tai că una e galbenă la mine, una este... Dau pe asta încet, o dau pe asta mai tare, una e albă. Acum avem două lumini albe. Da? Una de sus, una de jos. De asemenea, același lucru s-ar putea întâmpla cu o lumină din stânga, una din dreapta. E un fel de clem light pe orizontală, da? Și genul ăsta de lumină se cheamă Badger Light. De ce? Pentru că pe mijloc subiectul are o dungă neagră. Și așa este, arată acest badger. Badger un animal. Sconx, cred că, sau ceva de genul ăsta. Da? La genul ăsta de lumină, lumina asta e perfectă în momentul în care subiectul se întoarce. Deci nu când se uită în față. Pentru că dacă se uită în față, e foarte oribilă lumina asta. Arată foarte urât. Se vede așa o dungă pe nasul lui? Se vede. Bun. În momentul în care eu întorc subiectul așa, Deja se trece în alt gen de iluminare. Asta devine lumină de contur, asta devine lumină principală. Subiectul arată bine. Sau invers, când întoarcem subiectul, așa. Asta devine lumină principală, asta la altă devine lumină de contur. Da? Ok. Bun. Acestea fiind zise, ce am mai avea noi de spus aici? Păi am mai avea de spus să mai repetăm o dată totul ca să vedem dacă n-am uitat ceva. Deci. Lumină din față, de plată, da, frumoasă, arată bine. Dacă subiecții au probleme cu pielea, dacă au riduri, nu se vor vedea deloc, că nu se vede absolut nimic, dar să nu fie de jos, pentru că devine horror, să fie de la mijloc sau de sus un pic, de sus arată chiar bine, da? Bun. Să nu fie deasupra prea mult, că vor fi ochii, vor intra în umbră, deci trebuie avut grijă să fie deasupra, dar nu foarte deasupra ca să nu avem umbră în ochi, da? După care, cu cât începem să mutăm lumina în jurul subiectului, cu atât lumina nu mai este despre... Deci, dacă aici subiectul este văzut clar și îl vedeți și îl înțelegeți, când ajungem cu lumina în spatele subiectului, deja nu mai e despre subiect, acum e mai mult despre modul de iluminare. Da? La trei sferturi avem acest loop light, da? care loop trebuie să fie în jos, deci această lumină trebuie să fie... loop această umbră asta să, să mai vină o dată cu această umbră de aici, de la nas, trebuie să vină în partea de jos, deci să nu fie așa pe orizontală, că înseamnă că lumina nu este destul de ridicată. Da? Și când ne ducem mai mult în lateral, se unește cu umbra de pe obraz. Și în momentul acesta apare acest triunghi și ajungem în Rembrandt Light, lumină Rembrandt. Da? Bun. După care, când ne întoarcem spre lateral, ajungem în lumina Split, jumătate de față iluminată, jumătate de față este neluminată. Dar lumina asta e mult mai bărbătească. Și lumina Rembrandt e bărbătească. Da? Și merge foarte ok la fetele care au o față mai mare. Având o față mai mare, genul ăsta de lumină le micșorează fața. Da? Dar de obicei, când fotografiem fete, e bine să fotografiem din partea cealaltă opusă a luminii, adică Rembrandt Light, și fotografiem de pe short side, de pe partea unde sunt mai multe umbre. Dacă fotografiem de pe partea cealaltă cu mai multă lumină, atunci fața va apărea mai mare. Dar dacă au fața mică, merge genul ăsta de lumină. Chiar foarte ok, da? Apoi, lumină de contur și siluetă. Da? Siluetă. La siluetă trebuie foarte bine să stea corpul într-o anumită poziție încât să se exprime foarte mult. Pentru că dacă faci siluetă și subiectul se uită în față, nu vei vedea nas, nu vei vedea gură, nu vei vedea nimic. Trebuie să fie de obicei cu capul profil subiectul, da, la genul ăsta de lumină. Și să nu uităm că la fiecare e foarte utilă și o lumină de contur. Deci, dacă avem lumină pe o parte de genul ăsta, un Rembrandt Light, din partea cealaltă putem să punem o lumină de contur. Dacă avem o lumină sus, Paramount Butterfly Light, putem să punem de jos o lumină ajutătoare de umplere, da? Iar pe lateral, dacă avem două lumini din lateral, nu prea este ok, nu arată bine, arată chiar sinistru. Dar în momentul în care subiectul se întoarce în stânga sau în dreapta, deci că în momentul acesta avem două lumini pe lateral, în momentul în care subiectul se întoarce în oricare din ele, devine lumină bună, lumină frumoasă. Da? Bun. Păi, cam asta. O să mai avem noi o discuție despre lumină, altă dată. Să aprindem să prindem luminile și uh, o să vreau și eu niște blițuri. Să-mi dai și mie două blițuri, Te rog frumos. Două blițuri. Bun. De obicei, în, uh, când fotografiem în general, avem lumini de peste tot. În, în căperi. Deci când... Blitzul de aparat, da. Uh, trei, cu neclașator și două blițuri. Dacă ai, e perfect și dai să mai iau eu ceva. O să mai vreau asta. Și adu și un monopied din ăla, da? Te rog eu mult. Un monopied. Uh... Un monopied ca să-mi pun camera pe monopied. O să facem acum niște tehnici mai speciale de fotografiere. Îți mulțumesc. Așa. pune ele aici pe masă, dăm monopiedul să facem câteva, să facem un light painting acum ca să rezolvăm pe toată lumea. Da. Hai să vedem. Asta trebuia să o facem într o oră separată. Ce anume? Așa, am, am auzit eu ce frumos. Așa, punem aici aparatul, îl setăm așa spre subiectul nostru, facem o expunere așa frumoasă. Ok, o să vreau iar să sting lumina. O să o sting, tai un pic să pun timer la 10 secunde. Așa. Nu s-a prins nimic momentan. Nu face focus camera. Nu știu dacă... Da, trebuie să le dați manual manual. Să facem un alt curs, cred, pentru... fix pentru chestia asta cu luminile oprite, că nu știu cât... cât aveți voi... A, așa. Așa, acum are lumina, dar problema este că eu să vreau să opresc asta. Da. Ce anume? Dar nu vreau. Nu, nu vreau, asta e problema, că vreau să fac altceva acum. Ei, asta este, nu trebuie să vezi nimic acum, este bine. O să vezi după. Deci acum o să fac o expunere mai lungă de, să zicem, 30 secunde. Da? Hai deci că o să se vadă, nu contează ce fac eu acum. Așa. Și o să pun aparatul să facă poze. Și o să încep să luminez subiectul, da? Și cum o să fac? O să încep, de exemplu, să luminez background-ul odată. Facem așa, niște lumini. După care, o să luminez subiectul. Să zicem că luminez aici un pic, pe partea asta un pic, pe mână și mai mult pe față, așa și pe mână asta. Și mai luminăm un pic background-ul. Problema este că eu n-am testat nicio expunere înainte și s-ar putea să nu iasă nimic interesant. Dar vedem ce iese. Așteptăm.